Pe trei dintre cele nouă recomandări ale Uniunii Europene privind aderarea Chișinăului a înregistrat progrese, iar pe alte trei mai trebuie să avansăm. Este declarația președintelui Parlamentului Igor Grosu făcută la Bruxelles, acolo unde a participat cu un grup de deputați din majoritatea și opoziția parlamentară la audierile organizate pe platforma Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova, UE. Președintele legislativului Igor Grosu a reiterat faptul că autoritățile și-au setat drept obiectiv inițierea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Am urmărit cu atenție concluziile evaluărilor. În cazul celor nouă recomandări, pe trei au fost înregistrate progrese, pe trei trebuie să mai avansăm. Desigur, cea mai principală recomandare care este pe agenda noastră permanent este reforma justiției. În funcție de progresele pe care le vom înregistra și cât de mult vom realiza pe această dimensiune, vor depinde progresele noastre în celelalte domenii, a adăugat șeful legislativului. De asemenea, în discursul său, președintele Igor Grosu a mulțumit partenerilor europeni pentru suportul acordat țării noastre, inclusiv ajutorul financiar oferit pentru gestionarea crizelor cu care se confruntă Republica Moldova, consecințele provocate de războiul din Ucraina, șantajul energetic inițiat de Federația Rusă. Parlamentul European a fost de la bun început instituția europeană care a susținut cel mai puternic integrarea europeană a Republicii Moldova și vom continua să fim vârf de lanță în sprijinirea Moldovei. Problemele Republicii Moldova sunt tratate mereu cu prioritate de noi, fiindcă înțelegem rolul important pe care îl are Moldova pentru toată Uniunea Europeană, a menționat copreședintele Comitetului Parlamentar de Asociere UE Republica Moldova, Siegfried Mureșan. Până data de 5 iulie, un grup de deputații ai Parlamentului Republicii Moldova se află în Parlamentul European. Vizita are loc în cadrul memorandumului de înțelegere între Parlamentul European și cel de la Chișinău, semnat în noiembrie 2021. Programul respectiv include instruiri, inclusiv online, vizite de studii și stagieri.